prin ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc ceva despre Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața. Dar înainte de a trece la ideile care vreau să le spun, aș vrea să vă spun că acesta este un clip for everyone, cu toate drepturile rezervate. Deci, aș vrea să vă spun ceva gânduri despre Iisus Hristos, care a zis despre sine că eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mai pe înțelesul nostru, Iisus este modelul de credință și modelul de urmat, așa cum spune Pavel în scrierile lui, cărcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Acum, aș vrea să ne întrebăm fiecare, orice confesiune am fi noi, cât călcăm noi pe urmele lui Iisus Hristos și cât mergem noi pe calea care a trasat-o El. Pentru că El spune despre sine, eu am venit să vă dau o pildă ca voi să faceți cum am făcut eu. Cât facem noi cum a făcut El și ce a zis El? Pentru că noi fiecare ne lăudăm cu religiile noastre, cu credințele noastre și cu obiceiurile noastre, crezând că asta ne vor ajuta pe noi să ajungem la Dumnezeu, dacă ne numim baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie sau ortodox sau catolici sau câte religii mai mari sunt în România și câte culte. Mulți cred că dacă aparțin de un cult, ei vor ajunge la Dumnezeu fără să calce pe urmele lui Iisus Hristos. O mare înșelare trăim noi astăzi, creștinii care credem că dacă suntem cumva aparținători la un cult, noi vom ajunge la Dumnezeu. Hristos a venit pe lumea asta și nu a trasat nici o religie, nici un cult și nimic, El a venit și a trasat o cale. Acum eu vă întreb pe voi, cât călcăm noi pe urmele lui Iisus Hristos? Dacă trece anul și mergem numai când cum la biserică, trece anul și nu ținem o zi de post, trece anul și nu dăm nici o zeciuială, trece anul și nu ne rugăm, și credem că vrem și vom ajunge la Dumnezeu. Sau cumva credeți că cu rugăciuni din asta de 5 minute, care le facem la masă, când ne punem în pat, când ne sculăm, dacă le facem unii, vom ajunge noi la Dumnezeu? Ioan scrie în epistola lui, cine zice că rămâne, el trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Cum trăim noi oare? Cum trăim noi cum a trăit El? Și vrem să ajungem la El. Ne întrebăm, mulți întreabă, de ce nu se mai întâmplă minunile care s-au întâmplat pe vremea apostolilor? Cum să se întâmple? N-are cu cine să se întâmple. Pentru că Dumnezeu caută oameni care sunt dedicați pentru El, care n-au nici o bucurie de lumea asta, numai să-L caute pe El. Oamenii ai rugășiunii, oamenii ai postului, oameni care umblă în adevăr, în neprihănire, hrănire și în bunătate. Dacă Dumnezeu nu găsește roadele noastre care trebuie să fie roade pentru El, noi nu vom putea ajunge la El. Știți cum spune acolo cuvântul despre proroșii mincinoși, că după roadele lor îi vei cunoaște. Dar oare eu vă întreb, numai pe proroșii cunoaște Dumnezeu după roade? Sau pe toți ne cunoaște? Fie bărbați, fie femei. Oricine nu va rugi pentru El, pentru Dumnezeu, nu poate să ajungă la El. De aceea și când va veni prigoana, și când va veni răpirea, mulți vor rămâne jos pentru că n-au adus roadă pentru pocăința care o șere Dumnezeu de la noi. Nu cum o vedem noi, cum e scrisă. Dumnezeu șere să fie omului, robului,
om al rugăciunii, omul care umblă în adevăr și face voia lui Dumnezeu, întăie lucrurile. Că nu te ajută nimic dacă tu ești tobă de carte și de Biblie și știi toată Biblia și nu faci nimic din ea. Nu te ajută nimic că tu ești un lider într-o biserică și conduci biserică cu sute sau mii de oameni și puterea ta spirituală și Duhul Sfânt nu-i în viața ta. N-ai să ajungi la Dumnezeu. Biblia nu garantează nicăieri că dacă ești un lider vei ajunge la Dumnezeu, dacă ești proroc vei ajunge la Dumnezeu. În schimb, garantează dacă vei rodi adevărul și vei umbla în adevăr și neprihănirea care s-o șere Dumnezeu, nu care o vezi tu, fără post, fără rugăciune, fără zășuială, fără sfințire, fără nimic. Asta nu te ajută la nimic. Cred că am prins ideea mea și poate că am vorbit totuși prea mult un pic și să vă gândiți bine că asta nu e o predică, e așa un fel de cuvinte de judecată și de auto-recenzare. Cum spune acolo, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți. Pentru că noi nu ne judecăm cu adevărul și nu facem și scrie în adevăr. Din cauza asta, Dumnezeu mai îngăduie necazuri peste oameni, boli și suferință, să-i îndeamne la rugăciune, să-i îndeamne la pocăința care o vrea de El, nu care o vrem noi. Că noi vrem o pocăință din asta ieftină, numai de duminica, fără nimic, sfințire și fără călăuzirea Duhului Sfânt. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc numai bine și mântuire și viață veșnică. Amin.